Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. Ai grijă să nu te împiedici. Mă gândesc că e cam prea... Mai jucat cu ele. Mușcă și papă, da? Cum-i? Mm.
așa, nu? Haide, tare, tare, tare! Iubește-l, iubește, spune mulțumesc! Pa, pa! Spune pa, pa! Salutare și bine ați venit la un nou vlog. Este duminică, ora 1 și un sfert. Am ajuns și noi acasă. Am fost ieșit în dimineața aceasta cu părinții mei. Am mers și au cumpărat lui Filip cadou pentru ziua de 1 iunie, pentru ziua copilului, pentru că atunci nu cred că o să ne vedem. Și a primit așa o pereche de sândăluțe. Foarte frumoase sunt. Chiar avea nevoie Filip și am zis hai să probăm să vedem. Acolo ce ai? Pentru făcut baloane, nu? Baloane. Și o trotinetă. Pentru copila și pe aceasta o avem noi și a primit o cadou. Și sândăluțe noi și acum să mâncăm ceva și să ne pregătim de somn pentru că e foarte târziu. Nu am apucat să vorbesc de dimineață cu voi pentru că ne-am trezit și n-am avut în plan să ieșim în dimineața aceasta cu părinții mei. Rareș este plecat la stupi, care are ceva de rezolvat acolo, are ceva treabă. Nu, a plecat cu mașina lui Bicu. Și eu aveam în plan să calc hainele astăzi, că mai am, mi-au rămas de vineri și n-am mai apucat să le calc, să termin așa să mai strâng prin casă și cam atât. De făcut așa prin casă, mai pe seară să gătesc ceva, dar părinții mei ne-au sunat și au zis că vin în oraș să-i cumpere lui Filip o trotinetă, am zis tricicletă. Și cam asta ar fi, mă simt așa super obosită, n-am mâncat de dimineață, mă duc să pregătesc să mâncăm ceva, îl culc pe Filip și continuăm și vlogul de astăzi, că vreau să filmez ceva și astăzi. Da, cam atât momentan, am zis să vorbesc un minut cu voi, mă doare capul și aseară m-a durut capul foarte mult și acum mă doare, da. Hai să spălăm mânuțele! Mi-am pregătit aici micul dejun dimineața, am făcut terci de ovăz cu fructe și n-am mai apucat să-l mai mănânc, m-a sunat mama și am plecat. Dar și-a mâncat, Filip a mâncat un pic, dar eu n-am mai apucat să mai mănânc deloc. Da, și asta cred că am să mănânc acum și mai mănânc încă ceva pe lângă și gata cu masa. Filip, bună TV! Te uiți la desene puțin? Dar cum dai tu bună dimineața? Bună dimineața, dar cu piciorul tău ce e afară așa? Că mă doare. Că te strânge acolo? Da. Uh-huh. Bună dimineața, continuăm vlogul pe care l-am început ieri, pentru că ieri am filmat foarte puțin, astăzi este luni. Filip are această pijamăluță în care n-a mai dormit de mult, pentru că de când i-am scos scutecelul, nu prea mai folosim pijamăluțe așa, e destul de incomod, sunt destul de incomode la... Da. Și acum i-am dat-o aseară și mi-a spus că îl strânge aici între picioruțe, deci de când i-am mai dat-o a mai crescut, nu-i așa, Filip? Nu, e un pic de mare. Ce faci acolo, mami? Hai să te învelesc, da? Bun, dragilor, am, cum zis, să continuăm vlogul pentru că l-am început ieri și n-am mai filmat nimic. Ce faci? Pepene. Ce ți-a cumpărat, tati? Pepene. Pepene? Și cui îi place pepenele? Didi. Lui Didi. Bună dimineața! A fost Rareș la cumpărături mici. L-am trimis să-mi cumpere roșii castraveți. Noi nu le mai luăm din Lidl. Nu mai vreau nici căpșuni să iau din Lidl, că eu căpșuni și de prin supermarket, pentru că acolo 12 lei, 13 lei kilogramul. În piață și în magazinele acestea locale, 6 lei, 7 lei kilogramul de căpșuni. Ia uitați câte căpșuni au luat Rareș aici și cu 7 lei kilogramul sau ceva de genul acesta și sunt, arată super bine și miros foarte, foarte bine. Deci da, arată foarte bine. Castraveți românești, roșii românești și pepene. Au început și pepeni să mai fie așa cât de cât accesibil. 12 lei a dat Rareș pe un pepenaș așa, dar nu știu, cred că l-a luat din Lidl pe el. Dar așa, roșii, castraveți, căpșunele și pentru micul dejun am să mănânc un chefir dintre acesta cu un covric cam aici și am mai luat niște chifle. Opa!
niște chifle. Dar voiam să vă arăt fructele. Am înțeles, o să mergem într-o zi la piață să facem niște cumpărături, că în piață sunt și mai ieftine. Deci mergeți și cumpărați din piață fructe, legume, de sezon mai ales, pentru că nu se mai merită să le mai cumpărăm din supermarket, cumva. Adică, nu știu, eu am luat mult din Lidl, din Carrefour, noi când facem cumpărături, zic că nu mă mai duc în piață să iau niște căpșuni sau niște roșii castraveți, dar la magazinele locale, non-stop. Noi avem un magazin Dania la noi, de la Dania scumpărate, mult mai ieftine, deci mult mai ieftine și sunt românești și sunt bune. Nu e vorba că sunt ieftine și că nu sunt bune, că eu tind să cred că sunt mai bune decât cele de prin supermarket. Cam așa. Eu mă uit pe live-ul Priscilei. Priscila este live cu Monica, îi face Monica unghiile și ne uităm la live-ul lor. S-a trezit și Filip aici, a mâncat un pic de ciocolată și ne uităm la... De ciocolată albă. Și ciocolată albă, de la cine ne uităm acum noi? Priscila și Monica. Nani, nani. Ciocolată caldă, am găsit într-o pungă cu dulciuri, am găsit un plic de ciocolată caldă de la La Festa și am făcut o ciocolată caldă, n-am mai băut de foarte, foarte mult timp, chiar n-am mai băut de mult și ne-am făcut o ciocolată caldă, nici cana aceasta nu am mai prea folosit-o, nu am mai băut cafea în ultimul timp. Dacă nu beau cafea, nu mai folosesc așa de des cănile, că dacă beau ceva, beau un pahar, dar cafea, ciocolată caldă, ceai, beau doar în căni. E bun? Eu m-am apucat să calc niște hăinuțe, să mă ocup de urmanul acesta de haine. Și Filip aici colorează. Și-a dus cartea de colorat și culorile și colorează. E cu minte aici cu mine. Da, cu culorile de acolo. Da? Nu știu cum să stau, că nu mai am lumină. Este 7:15 și... am pregătit cina. La cină am făcut o salată cu roșii castraveți și ceapă, roșiile acelea românești. Vai, știți cum este salata aceasta? Zici că e dintre aia de vară, cu roșii din grădină și cu castraveți din grădină. Foarte bună. Iar aici am făcut un
o omletă, un scrob, cum făcea bunica mea, așa îi spunea ea, scrob, cu ouă, am ouă de țară, cred că se vede că sunt foarte galbene, cu ouă și o lingură de făină. Și a ieșit așa mai pufoasă, diferit așa de cum iese omleta normală și are un gust diferit. Și asta o să mâncăm noi la cină. O să-i pun și lui Filip la răcit. Nu e hotărât încă dacă vrea... Mănânc tot! Mănânci și tu omletă? Tot! Ok, deci nu era hotărât dacă vrea sau nu omletă, dar o să-i pun și lui și mănâncă salată foarte, foarte bine. Și omletă, lui am să-i rup așa bucățele și am să-i mai pun, cred că, niște brânzică ceva pe lângă, dar am vrut să vă arăt că așa arată cina noastră. Ia să vedeți voi cum se mănâncă omleta. Ia să vedem. Reușești sau ți-o taie mami? Eu. Deci nu mă lasă să-i taie eu. Am pus lui Filip aici salată, omletă. Cred că încă frige. Vrea să te ajut eu? Mm. Deci să vedeți cam ce încăpățânată-i. E gustos? Da. Ok, poftă bună. Internet. Poftă bună! Internet. Poftă bună! Bună! Vreau să vă spun că Filip mănâncă aici și i-am dat pâine cu zeamă dintre aceea de la salată. Cum ai zis că vrei să-ți dau? Ce să-ți dau? Zeamă. Pâine cu ud. Minut. Să-i dau pâine cu ud. Am mâncat burtica. Da, i-am dat și două cuburețe de brânză. Cum e, Didi? Bun? E gustos la burtică? Da. E gustos la burtică? Dar ce faci pe aici cu piciorul tău? Da. Ce faci cu mițerul tău? Da. Și pe ăsta să-l gâdiu. Hai, mai termină de papa, da? Mm-hmm. Ia să văd cum papi. Hai să te văd eu cum papi tu. Ce ai acolo în guriță? Ce ai băgat în guriță? Castravete. Filip e fascinat. Deci am pus... Aici la salată i-am pus castraveți extra peste salată. Numai castraveții alege de la salată. Dar mănâncă și roșii, dar lui îi plac foarte, foarte mult castraveții. Hop! Filip, dai cu aspiratorul, mami? Da! Hai, Filip, dă cu aspiratorul. Mai avem un pic de treabă, că mai trebuie să mai aspirăm pe aici, că avem o grămadă de firmituri. Să muți motocicleta și apoi să continui cu călcatul, că n-am reușit să calc mare lucru. Aici mai am niște hăinuțe de lui Filip. Am luat de pe uscătoare și aici sunt cutii pe care trebuie să le ducem în pod și pe care trebuie să le care rarești la mașină. Aici am niște căni, da, deci mai avem treabă, oricum n-am terminat pe ziua de astăzi. A venit și Rareș acasă, i-am făcut și lui să mănânce și acum el este cu Filip dincolo și eu calc. Mai am de călcat aici câteva hăinuțe. Sunt în dormitor aici. Filip doarme deja, este ora 1 și 18 minute și m-am apucat să editez. Și mi-am dat seama că n-am apucat să vorbesc încă cu voi despre filmul pe care l-am văzut aseară și pe care vreau să vi-l recomand și voi, foarte drăguț. Se numește O alăturare perfectă și îl găsiți pe Netflix, dar e foarte, foarte drăguț. Îmi place tare mult stilul filmului, ca să zic așa, și genul filmului, mai bine spus. Așa că vi-l recomand și vouă. Nouă ne-a plăcut mult, așa, per total. Ca în fiecare film sunt și lucruri... Na, ca în fiecare film. Dar mi-a plăcut și vi-l recomand și vouă.